Prefect, ca reprezentant al guvernului în teritoriu, cum vi s-a părut întâlnirea de astăzi și cum credeți că va fi pus în practică tot ceea ce s-a auzit aici? Da, în primul rând vreau să-i mulțumesc domnului Cumpănaș, este prima la treia oară la noi în județ cu aceeași problematică. Vorbim de strategia anticorupția guvernului pentru perioada 2012-2015. Sigur, au fost prezentate în primul rând această strategie și sigur vorbim de lucrurile concrete care au fost culese pe parcursul întâlnirilor precedente în urmă din județul Suceava. După cum aș prezenta, vorbim de aceste permise, a fost luată această măsură legată de înregistrarea examenului și numai. Totodată vorbim de această zonă de control, ceea ce înseamnă organismul de control în sensul de a produce teste de fidelizare de integritate, care să ne dea o imagine foarte clară ceea ce înseamnă prezența acestor persoane, acestor instituții în spațiu public, pentru că ne interesează foarte mult relația cu cetățeanul, pentru că barometrul activității noastre o reprezintă cetățenii și de aceea ne dorim ca această activitate să se desfășoare în condiții de transparență și de legalitate. Acest tip de întâlniri, de seminare, în care au adus la oaltă atât instituții de control, cât și zone de administrație publică locală, vorbim de primari, cred că ne dau o imagine completă și modul practic de cum putem aplica o legislație și necesitatea de a modifica o legislație în sensul în care să venim cât se poate de aproape de cetățean și în spiritul de a aplica o lege în modul transparent.